Iată, ne stimați ascultători ai de Radio TV Oltenița, suntem în casa unei cenacliste vechi de-a noastră, doamna Dovița Spirea, căreia îi mulțumim pentru ospitalitate și mai întâi, în deschiderea acestei ședințe de cenacul obișnuite, o să facem un mic interviu luat doamnei Dovița Spirea, deci gazda noastră, care a tipărit de curând o carte care se vrea o selecție a tuturor poeziilor pe care domnia sa le-a publicat în decursul anilor în antologia Ramuri, Muguri, Mugurași de creație oltenițeană. Bine ați revenit în mijlocul nostru, doamna Dovița Spirea, la dumneavoastră acasă. Această carte v-am citit-o cu multă atenție. Am văzut că aveți și niște autografe ale colegilor noștri pe cărțile pe care vi le-a dăruit. Un lucru nou de data aceasta, ceea ce nu s-a mai făcut până acum, printre poeziile dumneavoastră, care sunt în general de factură religioasă, am zărit și câteva poezii cu caracter laic. Închinate țării, frumuseților patriei, părinților, prietenilor. Da, sigur că da. Spuneți-mi, cum ați reușit să faceți această antologie de poezie selectată din această cărticica noastră pe care am multiplicat-o de 21 de ori? În primul rând, am să dau slavă lui Dumnezeu și am să zic, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le, că suntem doar la câteva săptămâni de la învierea Domnului. Pentru că iată cine mă inspiră și mă ajută tot timpul, iată cine mă ocrotește și mă ajută în tot ceea ce fac și în tot ceea ce îmi. Iar acesta este micul meu dar pe care l-am primit anul trecut la Ierusalim cu ocazia vizitei sau închinării la Mormântul Sfânt și acestea îmi sunt mie de mare folos, ajutorii și prietenii mei cu care mă consult, cu care îmi dau probabil și nu probabil, chiar cu adevărat inspirația de. Iar despre mine ce pot să spun? Sunt un om obișnuit ca oricare altul, sunt bunică, sunt mamă, sunt așa. Mă bucur de toți oamenii, de toți prietenii. Iubesc oamenii indiferent de naționalitate, indiferent de condiția lor socială sau religioasă. Toți suntem creația lui Dumnezeu. Omul este coroana creației lui Dumnezeu, iar natura înconjurătoare și cu absolut toate astrele este leagănul creației lui Dumnezeu. Deci noi nu avem decât să ne raportăm la Dumnezeu, că El ne ajută, El ne înțelepțește, El ne dă tot. Da, am văzut că în această carte dumneavoastră ați făcut o selecție a celor mai bune poezii publicate în antologia noastră Ramuri, Muguri și Mugurași. Am văzut că pe lângă poezie aveți și bucăți de proză despre post, da. Aveți aici iar despre coroana creației lui Dumnezeu, omul, într-adevăr, omul este o creație a lui Dumnezeu, după Biblie, după alții ar fi altceva, anul bisericesc, vorbiți de 31 august. Fiindcă ați vorbit de aceasta, înainte, că și noi în școală asta am învățat, de Darwin, cel care a făcut, eu știu, evoluției a omului, chiar și el, în ultimii ani ai vieții, am înțeles că s-a dus și a cerut iertare lui Dumnezeu, că el știa că nu e adevărat ceea ce a scris, dar fiind băiat sărac, a trebuit să-și câștige într-un fel pâinea. Și în ultimii ani ai vieții, am înțeles că s-a retras într-o mănăstire, unde totdeauna asculta slujbele și cântările psalmistului David. Iată, Darwin, deci, care a fost un deci considerat un ateu convins. Deci a ajuns la concluzia că tot Dumnezeu e cel care l-a creat pe om. Cum? Suntem creați de mâna Domnului și a suflat peste noi Duhul Sfânt. De aceea noi suntem coroana creației lui Dumnezeu și suntem verticali. Suntem singura făptură care e verticală. Am văzut la pagina 85 a acestei cărți a dumneavoastră o poezie care mi-a plăcut foarte mult, Veniți acasă, români, de Sfintele Sărbători. Ați vrea să dați citire acestei poezii pentru teleascultătorii noștri? Aveam o carte aici, dar așa. Veniți acasă, frați români,
veniți de sărbători acasă, că nicăieri în lume nu-i frumos ca în țara noastră. Veniți și să ne bucurăm de nașterea cea sfântă, se naște pentru noi Hristos și îngeri în cer cântă. Ei zboară din cer la pământ, la Maica Preacurată, ce-a născut pe Dumnezeu în ieslea cea săracă. Noi, de atunci, tot colindăm, venind din casă în casă. Străbunii noștri ne-au lăsat colinda cea frumoasă. Primiți-ne să vă cântăm colind de la fereastră și apoi cu toți să ne adunăm, primiți-ne și în casă. Iar pacea Domnului Iisus în veci cu noi să fie și nașterea să o vestim cu mare bucurie. Mulțumesc! Iată o poezie pe care eu am simțit-o ca o poezie reușită, pe lângă, bineînțeles, alte câteva poeme pe care le-am căutat în această carte și care, într-adevăr, mi-au plăcut. Mie, ca, știu eu, creator de poezie, ca om de cultură, poate că altora le plac alte poeme, mie mi-au plăcut câteva poeme în mod deosebit. Văd că aici scrieți și despre imnul național. Iată, se împletește poezia religioasă cu poezia laică. Ce ați putea să ne spuneți despre inspirarea acestui poem, imnul național? Toate vin de la Dumnezeu. Când a creat pământul, a dat fiecărui popor o bucată de pământ. Și fiecare este stăpân acolo, moșii și strămoșii noștri au stăpânit acest pământ. Noi trebuie să-l iubim, să-l apărăm și să ne simțim bine în țara noastră aici. Și asta e... Da. Eu știu că fetița dumneavoastră, doamna Geti, este profesoară de religie la liceul Nicolae Bălcescu, teoretic Neaguie Basarab. Ce puteți să-mi spuneți despre elevii de astăzi? Poate ați auzit de la dumneai, mai au ei sentimentul acesta patriotic, mai dragostei față de pământ? Mai puțin. De ce? Nici religios și nici, nu știu de ce. Dar poate că cei ce vor veni mai micuți s-ar putea să ne bucure că vor veni mai aproape de Dumnezeu. Deși învață religie la școală, dar bisericile nu sunt pline de copii, cum erau altădată. Să știți că noi, în biserică, cu ani în urmă, și doamna Elena știe, nu aveam loc de copii. Corul de copii îl urca sus la terasa, în balcon, da? Pentru că nu era loc. În biserică nu mai aveam așa de atâția copii. Cred că erau 40-50 de copii în biserică. Acum dacă sunt 2-3, 5, nu. Ascultam în urmă cu două zile pe regretatul academician Dinu Giurescu un interviu pe care l-a luat un reporter de la un post de televiziune privat acum 2 ani, care spunea că trebuie schimbate programele analitice pentru ca elevii să nu mai învețe falsuri din istoria românească, ci adevărata istorie și să se bucure într-adevăr de acest pământ românesc care este al nostru și nu al altora. Așa este. Nici noi nu știm dacă am învățat adevărata istoria poporului. Nici noi nu știm. Încă mai aflăm, zi de zi, mai aflăm câte ceva peste care am trecut sau poate nu ni s-a spus. Așa este. Da. Ce mai aveți în plan, doamna Vița Spirea, în viitorul apropiat? Dacă mi-ajută Dumnezeu și sunt sănătoasă, să fie copiii bine, să fim sănătoși cu toții și la toată lumea doresc așa ceva, dacă mi-ajută Dumnezeu, până în Crăciun să mai fac încă o carte. Deja am, cred că iarăși, vreo 100 de poezii scrise și trebuie să le adun pe toate ca să... Nu v-ați gândit să scrieți și proză? M-am gândit la... Știu un volum de novele, de povestiri. Nu, am zis că dumneavoastră aveți o viață destul de, nu, de înfierbântată. E, asta îmi doresc. Faptul că ați lucrat într-adevăr la un mare combinat de... Mai da și copilăria, care a fost atât de frumos, săracă, dar foarte frumoasă. Despre tatăl dumneavoastră care despre a fost tata, despre sigur, mama, în război și a venit de acolo rănit. O să fac o carte care deja i-am dat și un titlu, am vorbit deja cu Silviu, să o tehnoredactăm, Anotimpurile vieții, primăvară, vară, toamnă, și iată că o să intrăm și în iarna vieții, dacă o mai apuca. Așa că, dacă mi-ajută, sunt sănătoasă.
Deci astea ar fi perspectivele de viitor ale creației dumneavoastră. Doamna Spirea, păi eu ce să vă urez succes în continuare, să nu ne ocoliți niciodată, să mergeți cu cenacul nostru acolo unde ne vom duce. Da, vă mulțumesc și să ne ajute Dumnezeu să fim sănătoși.